Curtea Internațională de Justiție de la Haga a ordonat Rusiei să suspende invadarea Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut Rusiei să se conformeze imediat decizii Curții de la Haga. Federația Rusă trebuie să suspende imediat operațiunile militare pe care le-a început la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul ucrainean, a transmis judecătoarea președintă a curții, al cărei sediu este la Haga. Curtea Internațională de Justiție mai arată că Rusia trebuie de asemenea să garanteze că toate forțele aflate sub controlul său sau pe care le susține nu mai continuă operațiunea militară. Curtea este conștientă de amploarea tragediei umanitare din Ucraina și este profund preocupată de utilizarea forței ruse, care ridică probleme foarte grave de drept internațional, a subliniat judecătoarea în cursul audierii. Președintele Ucrainei, Zelensky, a salutat într-un mesaj pe Twitter sentința Curții de la Haga și cere Rusiei să se supună imediat deciziei instanței pentru a evita și o mai mare izolare.